Bună ziua, stimați alegători, bună ziua, stimați reprezentanți mass media, reprezentanți ai observatorilor, vă salut și de această dată și vă mulțumesc pentru conlucrare în această zi importantă pentru țara noastră. Vă aduc ultimele informații pe care le posedă Comisia Electorală Centrală. De fapt, dumneavoastră, pe ecrane, pe monitoarele care sunt instalate în această sală, puteți vedea în regim real de timp prezența la vot, atât în întreaga țară. Spre exemplu, în acest moment avem peste 655.000 de voturi deja depuse de către alegătorii noștri. În secțiile de votare din Republica Moldova, deci din țară, deci 578.000, peste 578.000, o prezență la vot peste tot mai mare decât în turul întâi, se atestă o mobilizare masivă atât pe categorii de vârstă, îmbucurător că și tinerii de această dată, conform unor calcule, deci s-au mobilizat și participă la votare, ceea ce noi de fiecare dată accentuam că uitați de tinerii, nu, și se constată că se poate. Această mobilizare este caracteristică, spuneam, pentru toate vârstele, dar și pentru toate, pentru toată geografia, ca să zic așa. În străinătate, în secțiile de votare care sunt în peste hotarele țării, avem deja peste 78.000 de votanți. În secțiile de votare care au fost deschise pentru concetățenii noștri din regiunea transnistreană, deci sunt peste 13.000, dacă mă ajutați, dacă pot eu, vreo cifră, colegi. În străinătate este o mobilizare atât în partea de vest, în Europa mă refer, avem state unde sunt înregistrate aglomerații la unele secții de votare, cum ar fi în Belgia, Cehia, Elveția, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Israel. Nu o să dau datele pe fiecare secție de votare, ar dura prea mult. Aceste date, dacă veți manifesta interes pe fiecare secție de votare, se regăsesc la colegii noștri, serviciul comunicare poate să vi le ofere. Avem rânduri destul de mari în Bruxelles, Paris, Berlin, Frankfurt, Londra, dar se atestă o prezență masivă și în celelalte secții de votare și de asemenea în Federația Rusă trebuie să menționăm acest lucru, fiindcă corespunde realității. Ne adresăm din partea Comisiei Electorale Centrale către concetățenii noștri, mai cu seamă cei din, de peste hotare, să manifeste maximă prudență și să respecte în tocmai regulile de contra pandemiei, deoarece pot interveni situații când organele de drept din aceste țări să intervină și nu ar fi cazul. Trebuie să demonstrăm disciplină, respect față de țara în care ne regăsim. Nu avem deocamdată asemenea informații despre anumite incidente, dar o precauție trebuie să existe. Am putea să recomandăm celor din străinătate că pe pagina diaspora.ce.md
Știți să vedeți trei cele mai apropiate secții de votare și dacă la una din aceste secții de votare este o aglomerație mai mare, puteți să direcționați, să vă adresați la secțiile de votare din imediata apropiere. În secțiile de votare care sunt deschise pentru concetățenii noștri din Transnistria, așa cum am menționat, avem de asemenea o mobilizare. Pentru moment, cred că deja ordinea de 13.000 de concetățeni. Urmărim cu atenție situația care există în jurul acestor secții. Cunoașteți prea bine că au fost anumite incidente în turul întâi. Conform informațiilor pe care ni le-a prezentat de curând Inspectoratul General al Poliției, incidente majore în aceste zone nu există. Sunt documentate anumite cazuri de blocare a traseilor, dar care se investighează. Deocamdată, informațiile pe care ni le prezintă relevă că pe anumite porțiuni de șosea, de pod, sunt aruncate de către cetățeni neidentificați anumite piese metalice care pot duce la deteriorarea autovehiculilor. Au fost de asemenea depistate două cazuri când se transportau pasageri către secțiile de votare cu depășirea parametrilor stabiliți prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale privitor la numărul maxim admis de cetățeni care se pot afla în unitatea de transport. Aceste cazuri, de asemenea, se investighează de către poliție și vor fi aduse la cunoștința noastră rezultatele acestor investigații. Partenerul nostru, care are cei mai mulți observatori în toată țara, în străinătate, în secțiile de votare pentru persoanele care domicilează în stânga Nistrului, de asemenea ne informează că incidente majore nu sunt, dar incidente mai mărunte, s-a mărit cu regret numărul acestora, cel puțin la orele 9-10, deja să se atesta o mărire a numărului de incidente și destul de simțitoare. Deci noi facem un apel către toți concetățenii noștri să respecte întocmai legislația în vigoare și să nu se lase provocat, să nu provoace în așa fel ca procesul electoral să decurgă în condiții normale și conform standardelor unanim acceptate. Facem apel în continuare către toți concetățenii noștri ca să respecte întocmai regulile stabilite și regulile impuse acum de către birourile electorale privitor la respectarea condițiilor de participare la vot, am în vedere respectarea condițiilor stabilite în instrucțiunile contra COVID. Sănătatea trebuie să fie pe prim plan, trebuie să ne protejăm reciproc în așa fel ca după aceste alegeri, după acest tur 2 de scrutin, să nu avem și o avalanșă mai mare de îmbolnăviri. Este absolut primordială această chestiune. Acestea sunt informațiile pe care vi le-am adus. Informațiile continuă să vin în adresa Comisiei Electorale Centrale de diverse genuri. Am avut în această perioadă la anumite secții de votare și deficiențe privind alimentarea cu curent electric, dar toate au fost remediate, probleme nu mai există. Să sperăm că până la sfârșitul votării nu vor fi asemenea situații. Toate sesizările care se fac în adresa Comisiei, de către simpli cetățeni, prin
sunete în adresa Comisiei prin depunerea unor documente, sunt examinate de către aparatul Comisiei Electorale Centrale și în caz de necesitate va interveni Comisia în componența ei deplină, dacă vor fi asemenea situații. Iată, aceasta am vrut să vă comunic. Vă rog. Este vă rog, dacă până acum Comisia Electorală Centrală a primit vreo sesizare privind transportarea organizată a alegătorilor din regiunea Transnistria. Deci, așa cum v-am comunicat, transportarea, au fost două cazuri, se investigează. Organizată. Nu pot spune organizată, eu pot să vă comunic doar că în aceste două cazuri, așa cum ne informează Inspectoratul General de Poliție, s-a depășit limita stabilită în hotărârea Comisiei Electorală Centrală. Alte, nu putem, nu avem date despre o transportare organizată. Dacă vor fi depistate asemenea situații, dacă vom fi informați despre asemenea situații, vă vom comunica suplimentar. Da, nu știu dacă să știți site-urile de socializare, sunt postate imagini, fotografii unde oamenii sunt aduși chiar cu autocare. Cum comentați acest? Eu asemenea informații nu am, poate colegii au. Dar ce cunosc? Colegii noștri din, o clipă vă rog, colegii noștri din aparatul Comisiei, sunt asemenea sesizări către. Eu, toată corespondența vine întâi în adresa mea, eu asemenea informații nu am, pentru moment. Dar cum vreți să comentați faptul că o clipă. Deci, este hotărâre municipală, dar cum se pot indica, nu este o problemă asta. Deci, referitor, Ca să nu facem speculații, Comisia Electorală Centrală, deci în atribuțiile între organizare și desfășurarea legilor, stabilește regulile. Deci ce ține de verificarea și implementarea hotărârii cu privire la stabilirea limitei transportării alegătorilor, responsabil este Inspectorat General de Poliție. Deci ei sunt în drept să verifice toate informațiile și sunt obligați să verifice. Noi avem și alte chestiuni ce țin de organizarea alegerilor. Deci nu putem să fim Comisia Electorală Centrală un fel de jandarmi care să verificăm toată informația. În hotărâre clar e scris că responsabil de executarea prezentei hotărâri îs Ministerul Afacerilor Interne. De aceea sunt sesizări, ei ne sesizează referitor la asta. Toate întrebările le adresați deci Inspectorat General de Poliție, în care este responsabil de executarea hotărârii respective. Microfonul, vă rog. Da, da, da. Stimați reprezentanți ai mass media, noastre și comisii puteți să adresați aceste întrebări, nu e o problemă, este normal să le adresați comisii, fiindcă noi suntem organul principal care organizează alegerile, doar că pe chestiuni de acest gen mai speciale, oricum noi trebuie să solicităm asistența instituțiilor statului care au atribuții nemijlocite pentru documentarea acestor situații și pentru soluționarea cazurilor respective. Întrebare, dacă mai permiteți. Deci, în imaginile trimise de colegii noștri de la Barbuș, am observat și acolo careva incidente, a fost nevoie și de intervenția polițiștilor pentru a ameliora cumva situația. Careva detalii, ne puteți referi vorba? Deci, doar într-adevăr au avut loc altercații, dar care, slavă Domnului, nu au dus la niște situații mai complicate. Situația, la moment, așa cum suntem informați, este în limita normală. Dar din ce motiv au avut loc aceste altercații? Deci, pentru dumneavoastră, acum e noutate această situație. Dar vreau să le spuneți. O să comunic. Începând cu ziua în care au fost
constituite secțiile de votare pentru concetățenii noștri și eu astăzi de atâtea ori repet cuvântul concetățenii noștri din stânga Nistrului, care locuiesc acolo, deci din acel moment au fost anumite discuții vis-a-vis de numărul acestor secții de votare, despre accesul spre aceste secții de votare, chestiuni care au provocat nemulțumirea unor părți, unor concetățeni de-ai noștri și de aceea au loc, iată, aceste incidente. Să sperăm că nu vor degenera în situații mai grave, dar că există această tensiune vis-a-vis de toate secțiile de votare, nu trebuie să ne ascundem după deget. Există, au fost, vă zic, din momentul în care au fost constituite secțiile de votare respective. O anumită parte a concetățenilor noștri consideră că sunt prea multe, altă parte consideră că, din contră, sunt prea puține. Deci adevărul cred că este undeva la mijloc. Există hotărârile Comisiei Electorale Centrale. Aceste hotărâri, chiar dacă au fost contestate, ele au rămas în picioare. Deci, respectiv, organizăm procesul electoral în virtutea acestor prevederi legale și a hotărârilor Comisiei Electorale pe acest segment. Mulțumesc! O zi bună în continuare! Ne revedem mai târziu!